bine v-am regăsit, pentru că am revenit. Aș vrea să cântăm împreună și prima cântare este o rugăciune care vine înaintea lui Dumnezeu cu o cerere. Cererea este pacea, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Iar la finalul acestei cântări să rostim împreună adevărul care spune bine e în Iisus. Amin. Cerem pacea ta, cerem mila ta, prin harul tău, dă-ne îndurare, doar în palma ta, ocrotiți vom sta. Rugăciune despre care îmi place să cred că este după voia lui Dumnezeu. Versurile ei spun, lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine. Îmi doresc ca aceasta să fie rugăciunea noastră a fiecăruia. Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine, mai mult ca floarea veșnică de stânci, să uit de ani, de lume și de mine, privind adânc în ochii Tăi adânci. Să nu mă mor.
Ținem, Doamne, sufletul de Tine, ca pun levit de altarul Său divin. Să n-am nici plug în vai, nici hol de pline, ci Tu să-mi fii și pâine-n veci și vin. Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine, din visul meu să nu mai deștept, să simt și slava zorilor senine și inima de om ce-ți bate-n piept. Ridică-mă din valea de suspine și ascunde-mă cu Tine, Dumnezeu. Sunt aproape de acasă. Îmi permit să vă adresez o întrebare. Credeți că se poate face ceva din nimic? Oare există speranță pentru nimic? Noi slujim unui Dumnezeu care a luat nimicul, din El a creat totul, ne-a creat pe noi, apoi s-a dat pe Sine pentru noi și ne-a răscumpărat dându-ne viața veșnică. Acesta este adevărul care ne însuflețește și pentru asta îi mulțumim lui Dumnezeu. Despre acest adevăr vorbește și următoarea cântare și doresc să ne bucurăm în acest adevăr. Nimic nu sunt, o
Ierusalim, nimic nu sunt, un rob netrebnic, chemat ca jugul tău să-l port, să dau deoparte. Găsi din nou întrebări. Întrebări al căror răspuns se află în interior. Și ce am descoperit este că cu cât suntem locuiți mai mult de Dumnezeu, cu atât răspunsurile sunt mai bune. Versurile cântării spun că mâine, la capăt de drum, fără Iisus, toate sunt amăgire. Însă, cu Hristos, totul este adevăr. Îi mulțumim pentru asta. Amin. Câtă vreme a trecut, câtă vreme a rămas între noapte și zi, între drum și popas. Ne mințim zi de zi că am fost, că vom fi, și uităm mult prea des să mai fi. Vrem să avem cât mai mult, ca și cum n-am mai ști, ce săraci lumea vom părăsi. Spune de ce tot alergi, spune
ieșire. Ce iluzii s-au dus, ce iluzii mai sunt, clipe care ne trec ca umbra prin gând. Alergăm după nori, alergăm după vânt și deschidem târziu pumnii goi. Însă timpul pierdut nu se întoarce nici când înapoi. Spune-mi de ce tot alergi, spune-mi ce vrei să culegi. Pierzi rădăcina în întregi în neștire. Voastră, nu oricum, ci cu o veste bună. Și vestea bună este că nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Acest adevăr se regăsește și în versurile următoarei cântări, așa că vă invit să-l rostiți din inimă împreună cu mine.
spus mai tare durerile întâlnite decât puterea ce o vei primi. Căci nu sunt poverile sporite, ci întâi primești puterea sub. Să vă mai adresez o întrebare. Oare ați simțit ceva special în aer astăzi de dimineață? Ceva proaspăt? O mireasmă de ceva nou? Ați simțit? Dacă nu, vă invit să încercați mâine și când vă treziți să trageți aer adânc în piept și să vedeți dacă simțiți. Ceea ce îmi doresc să simțiți este mireasma bunătății înnoite a lui Dumnezeu, care și astăzi s-a revărsat peste noi. În virtutea acestui adevăr, vă și invit să cântăm împreună următorul cântec care vorbește despre această bunătate a lui Dumnezeu. Vă invit! Eu te iubesc, mila ta e nesfârșită, zi de zi, tu mă ții în mâna ta. Din zorii dimineții și până când ator,
vreau să cânt bunătatea ta. Căci tu mereu ai fost cu mine, Doamne, ai fost mereu atât de bun. Și cât eu voi avea suflare, vreau să cânt bunătate. Vocea ta m-ai condus prin încercare și noaptea grea, lângă mine tu ai fost. Noi te avem ca tată, te știm ca prieten bun. Este pe care în scurte cuvinte vreau să vă prezint. Inițial o poezie care a prins aripi după ce a fost născută în suferință. Cel care a scris-o se afla în una dintre închisorile regimului comunist și era pus pe jos, pe burtă, pe cimentul rece, dezbrăcat de haine, iar torționarii îl cărcau în picioare cu bocancii. De sub bocancii lor a ieșit primul vers. O, creștem iubirea. Vers care apoi a prins aripi într-o linie melodică și astăzi îl cântăm. Mă gândesc la contextele în care ne aflăm uneori și chiar dacă bocancii nu sunt fizici, parcă ne e greu să iubim pe cei din jur care ne mai agață, așa-i? Îmi doresc ca din inimile noastre, atunci când ne aflăm sub bocancii celorlalți, Dumnezeu să lase putere ca de acolo să răsară rugăciunea aceasta. O, creștem iubirea! Domnul să ne ajute! Amin! O, crește-mi iubirea în inima mea, Iisuse, Iisuse, mereu te-aș ruga, îmi
Frați și surori, dragă biserică, haideți acum să ne deschidem inima în preajma cuvântului lui Dumnezeu și să-L însoțim cu rugăciunile noastre. Ne rugăm în această seară ca acest cuvânt să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Și toată biserica zice amin. 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 Vom citi de data aceasta din Vechiul Testament, din Cartea Deuteronomul, capitolul 30. Și pentru că acest capitol, ca toată Scriptura, este atât de frumos, încărcat cu metafore superbe și mai ales cu adevăruri despre Dumnezeu care ne pot ridica inima, ne pot mântui sufletul, cer îngăduința bisericii să citim între capitolul. Așadar, Deuteronom, capitolul 30. Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea și blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul Dumnezeul tău, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima ta și din tot sufletul tău, tu și copiii tăi, potrivit cu tot ce-ți poruncesc azi, atunci Domnul Dumnezeul tău va aduce înapoi robii tăi și va avea milă de tine. Te va strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăștia Domnul Dumnezeul tău.
chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău și acolo se va duce să te caute. Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara pe care o stăpâneau părinții tăi și o vei stăpâni. Îți va face bine și te va mulți mai mult decât pe părinții tăi. Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminției tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău ca să trăiești. Domnul Dumnezeul tău va face ca toate aceste blesteme să cadă peste vrăjmașii tăi, peste cei ce te vor urâ și te vor prigoni. Și tu te vei întoarce la Domnul, vei asculta de glasul Lui și vei împlini toate aceste porunci pe care ți le dau astăzi. Domnul Dumnezeul tău te va umple de bunătăți, făcând să propășească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău. Căci Domnul se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinților tăi, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind poruncile și rânduielile Lui scrise în cartea aceasta legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Porunca aceasta pe care ți-o dau eu azi nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine. Nu este în cer ca să zici cine se va sui pentru noi în cer și să ne aducă pentru ca să o auzim și să o împlinim. Nu este nici dincolo de mare ca să zici cine va trece pentru noi dincolo de mare și să ne o aducă pentru ca să o auzim și să o împlinim. Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca să o împlinești. Iată, îți pun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Că ți-ți poruncesc ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te mulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înainte altor Dumnezei și să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-a pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El. Căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat-o Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. Este o bucurie și totodată o onoare și acestea nu sunt cuvinte de predicator, ci izvorăsc din inima mea să fiu împreună cu dumneavoastră în această seară frumoasă. Iată că vine primăvara. Eu nădăjduiesc să vină. Este o bucurie să revăd pe Adi, Domnul să te binecuvinteze, Lavinia, familia lor. Este o bucurie să slujesc cu cumnata mea, Amalia, Domnul să te binecuvinteze, Amalia. Este o bucurie să fiu împreună cu familia Domnului de aici, la închinare, stând în preajma Cuvântului Sfânt și eu cred, și cred că și dumneavoastră credeți, că astăzi Domnul ne poate vorbi. Glorie Lui. Binecuvântat să fie El. De aceea spun încă de pe acum, cu toată inima, cu toată puterea, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Domnul să mă binecuvinteze. Amin. Dar ce înseamnă asta? Când zicem Domnul să te binecuvinteze, ce zicem? Care este rugăciunea? Pentru că, până la urmă, această urare, Domnul să te binecuvinteze, e o rugăciune. Care este rugăciunea pe care o înălțăm? Ce vrem să facă Dumnezeu? Ce înseamnă Domnul să te binecuvinteze? Poate că ești în biserica asta pentru prima dată, te-a chemat cineva, împins de curiozitate, n-ai mai scăpat de gura prietenului tău,
ai venit, ai venit. Și tot auzi în dreapta și în stânga, Domnul să te binecuvinteze, Domnul să te... Ce înseamnă? Și bineînțeles că prima traducere, prima reacție când cineva ne întreabă ce înseamnă Domnul să te binecuvinteze, este asta. Spunem motamo ce înseamnă. Domnul să te vorbească de bine. Și ce bine e să te vorbească Dumnezeu de bine. Ce bine e să te vorbească și oamenii de bine. Cu cât e mai puternic omul, cu cât e mai însemnat, cu atât e mai bine să te vorbească de bine. Și în niciun caz nu e bine să te vorbească de rău. Dar ce bine e să te vorbească Dumnezeu din cer de bine. Când vorbește Dumnezeu, pământul aude. Când vorbește Dumnezeu, inclusiv natura are urechi. Când vorbește Dumnezeu, iadul întreg ia aminte, pentru că vorbește stăpânul la toate. Binecuvântat să fie numele Lui. Deci spun încă o dată, Domnul să vă vorbească de bine. Dar cred că atunci când afirmăm Domnul să te binecuvinteze, cred că Domnul este dispus să facă ceva mai mult decât să vorbească de bine. Mult mai mult de atât. Mai mult decât credem, mai mult decât nădăjduim noi. Ce face Dumnezeu atunci când binecuvântă? Ce aude Dumnezeu de la noi atunci când ne strângem copilul în brațe și șoptim la ureche? Auzi, Domnul să te binecuvinteze. Ce aude Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu să facă? Ce poate face Dumnezeu atunci când îi spunem unui coleg, aflat poate în necazurile și în tumultul vieții? Domnul să te binecuvinteze. Am citit în această seară, în auzul dumneavoastră, o predică, de fapt este aproape ultima predică pe care o va spune omului Dumnezeu Moise. O spune la capătul vieții lui, poporul este pregătit să intre în țara promisă, Moise nu primește îngăduința să se aducă acolo, dar Moise a fost un lider special. Biblia spune despre el, Domnul însuși spune despre el, numeri 12 cu 8, că ei vorbesc gură către gură, mă descoper lui, nu prin lucruri greu de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Și Moise este în această etapă în care, înainte de a-i lăsa, înainte de a-i părăsi, înainte ca ei să pătrundă în țara promisă, Moise mai are câteva momente cu ei. Momente în care vrea să le spună despre ce poate face Dumnezeu și binecuvântarea lui. Despre cât de prețioasă este binecuvântarea lui Dumnezeu. În această ultimă predică, așa cum spuneam, la capătul vieții lui, Moise nu mai, știți că există expresia asta românească, a decoji ouă cuiva, a te purta cu mănuși, de catifea dacă se poate cu cineva. Moise nu mai este în etapa asta. A trecut multe, a văzut multe, a trăit multe. Și de data aceasta, la capătul vieții lui, cu mare curaj, Moise le spune adevărul. Și printre adevărul și prin textele pe care le spune, cuvintele pe care le spune, se strecoară această învățătură a lucrurilor pe care le face Dumnezeu atunci când binecuvântă un om, atunci când binecuvântă o familie, o biserică, o nație. Înainte însă de a răspunde la întrebarea asta, ce face Dumnezeu când binecuvântă un om? Ce aude Dumnezeu de la noi atunci când rostim Domnul să te binecuvinteze? Permiteți-mi doar pentru a înțelege și mai bine textul și mai bine binecuvântarea lui Dumnezeu să fac câteva observații pe textul pe care l-am citit. Spuneam, Moise este la capătul drumului. Le-a vorbit până aici, până în capitolul 30, despre blestemele lui Dumnezeu, dar și despre binecuvântările lui. Și primul adevăr pe care îl desprindem ușor din primele versete, din primele cuvinte ale capitolului 30, un adevăr dureros, dar este un adevăr valabil și trăit de toți oamenii. Națiunile, oamenii, noi toți eșuăm. Noi toți eșuăm. Le vorbise până aici de blestemele lui Dumnezeu. Le vorbise până aici despre cât de amar este să-L părăsești pe Domnul. Fusese susținut, cuvintele sunt grele, greu de citit, inclusiv în adunările noastre astăzi. Sunt cuvinte încărcate, sunt cuvinte complicate, sunt cuvinte dureroase. Le vorbise, le pusese în față. Când Moise zice, iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, nu folosește cuvinte mari. Chiar asta făcuse. Le pusese în cuvinte dure chiar. Înainte viața și moarte, binecuvântarea și blestemul. Permiteți-mi să citesc doar câteva cuvinte
capitolul 28, începând cu versetul 15, despre modul în care Moise le zugrăvise ce înseamnă viața departe de Dumnezeu. Ascultați! Dar dacă nu vei asculta de glasul Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Vei fi blestemat în cetate și fi blestemat la câmp. Coșul și postava ta vor fi blestemate. Rodul trupului tău, rodul pământului tău, fătul vacilor tale și fătul oilor tale, toate vor fi blestemate. Vei fi blestemat, grele cuvinte, la venirea ta și vei fi blestemat la plecarea ta. Ce zice dumneavoastră în fața acestor cuvinte? Moise, e de ajuns. Noi toți vrem să fim binecuvântați. Am crezut că toată biserica va zice amin. Noi toți vrem să fim binecuvântați. Noi toți vrem să-L urmăm pe Domnul. Noi toți vrem să-L iubim pe Domnul. Noi toți vrem ca viața noastră să fie trăită înaintea celui preanalt și toți ne legăm, Moise, că vom respecta întru totul legea lui Dumnezeu. Că vom pune la inima noastră, că vom preda mai departe copiilor noștri. Nici prin cap nu ne trece, Moise, să călcăm cuvintele Domnului. Și cu toate astea, vă rog, ascultați subtilitatea versetului 1 din capitolul 30. Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea și blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă, și remarcați ce zice, în mijlocul tuturor neamurilor, între care te va risipi Domnul Dumnezeul tău. Păi, de ce se risipească? Dacă vor asculta. De ce se risipească? Dacă vor iubi legea lui Dumnezeu. Moise știe și noi toți știm că oamenii, națiunile, noi toți eșuăm. Noi toți eșuăm. Fără să vreau să jignesc pe nimeni în această seară, dumneavoastră aveți înaintea noastră un om care a eșuat. Și eu am înaintea mea oamenii care au eșuat. Noi toți eșuăm. Acesta este primul adevăr al textului. Un adevăr dureros și cu toate acestea, un adevăr. Vă aduceți aminte, nu departe de aici, undeva în Timișoara și în Arad s-a întâmplat. Zorii lui decembrie 89 s-au pus în Arad, s-au pus în Timișoara pe asfalt, pe caldarâm, în genunchi. Au început să facă ceea ce națiunii române i-a fost interzis să facă, vorbea aici Amalia despre sfinții închisorilor, i-a fost interzis să facă atâția ani. Și acolo pe caldarâm au început să zică, Tatăl nostru care ești în ceruri. Vorbesc cei care au asistat la momentele acelea de întoarcere cu fața către Dumnezeu, a unei națiuni flămânde după Dumnezeu, că am crezut că toată România se va pocăi în termen de câțiva ani. Și apoi a venit risipirea. Și apoi a venit materialismul. Și apoi a venit libertatea pe care unii dintre noi n-au știut să trăiască. De ce? Pentru că adevărul adevărat este că noi toți oamenii eșuăm. Eșuăm. Și dacă te uiți în seara asta la viața ta și consideri că ai eșuat, să știi că acest adevăr dureros al vieții tale este un adevăr care din timp în timp s-a așezat peste fiecare viață. Noi toți eșuăm. Dar mai este un adevăr superb care îl însoțește pe acesta prins în textul ăsta. Este că da, noi toți eșuăm, dar că există binecuvântare după eșec. Binecuvântat să fie Domnul. Există binecuvântare după eșec. Moise le spune, n-am niciun dubiu. V-am pus înainte viața și moartea. Mi-am ales binecuvintele, în așa fel încât să înțelegeți că aveți înainte o alegere serioasă de făcut între viață și moarte, între binecuvântare și blestem, dar n-am niciun dubiu.
veți fi risipiți. Dar mai știu ceva. Mai știu că din risipire există întoarcere. Că există întoarcere din eșec, că există un drum din nenorocire, că există un drum care pornește din mocirlă, că există un drum care pornește din fundul gropii, care duce către Dumnezeu. Există drumul ăsta. Există un drum care pleacă din blestem și duce la binecuvântare. Există un drum care pleacă din întuneric și duce la lumină. Există drumul ăsta. Și ăsta este adevărul superb al Scripturii, pe care trebuie să-l proclamăm de la anvoanele noastre și pe care trebuie să-l audă fiecare inimă. Există șansă după eșec, există binecuvântare după ce ai căzut. Iată ce nu vrea diavolul să știi. După ce te-a călcat în picioare, după ce te-a jefuit în fel și chip, după ce ți-a făcut viața franjuri, țândări, să nu mai știi, să nu mai crezi că din țândările tale mai poate ieși un vas de cinste. Să nu mai crezi, să nu mai știi că din nenorocirea vieții tale mai poți ajunge în vreun chip la binecuvântare. Dar eu am venit în seara asta să-ți spun că există un drum care duce înaintea lui Dumnezeu, că există un drum care duce la binecuvântare, că există întoarcere din eșec, că a eșua este uman, că noi toți oamenii experimentăm eșecul. Că nu aveți în fața dumneavoastră, că acel coleg care v-a invitat în seara asta, că acel prieten care v-a tras de mânecă și v-a vrut în biserică, nu este un om care s-a născut sfânt, a trăit sfânt, ci este un om care s-a întors la rândul lui din eșec spre binecuvântare. Este un om care a făcut drumul ăsta, care a mers pe drumul ăsta, ce a dus de la întuneric la lumină. Asta vrea să știți. Există posibilitatea de a te întoarce din eșec. Că există binecuvântare după eșec. O, și de câte ori n-am văzut-o în bisericile noastre. Mă întâlnesc așa de des cu ea. Vezi acolo pe ultima bancă, apăsat, trist, curgându-i lacrimile. Îi se citește o viață grea pe față. S-a întors acasă. A înfrânt minciuna vrăjmașului care i-a spus: pe tine, măi, pe tine nu mai te primește nimeni niciodată. Pentru tine nu mai există șansă, pentru tine nu mai există speranță, pentru tine nu există decât negură, tristețe, nimic altceva. Și a îndrăznit să vină spre biserică. Îl vezi inițial pe ultima bancă. Peste 5 ani este alt om, altă viață, altă privire, altă față, alt om. De ce? Pentru că aici a descoperit binecuvântarea. Încetul cu încetul Dumnezeu l-a luat din negură, l-a tras cu funiile dragostei sale și l-a dus înspre viață, înspre lumină. Asta vreau să știți în seara asta. Acesta este adevărul care aș vrea să plecați. Că da, am eșuat, am întristat fața lui Dumnezeu și am fost risipiți. Trăim efectele alegerilor noastre, dar că Dumnezeu poate frânge lanțul, că Dumnezeu poate da libertate, că Dumnezeu poate da viață, că Dumnezeu poate da viitor și nădejde, binecuvântat să fie numele Lui, și toată biserica să zică amin. Amin. Primul adevăr al textului: există binecuvântare după eșec. Nu-l mai asculta pe Satan, care te împinge la colț, care te minte. Există binecuvântare după eșec. Al doilea adevăr, uitați-vă din nou în text. Este superb textul ăsta și parcă este din Noul Testament. N-ați avut și dumneavoastră sentimentul ăsta? Vorbește așa de mult despre inimă, despre dragoste, despre vreau să mă iubiți, vreau să mă iubiți din toată inima, cu tot sufletul vostru, de parcă ar fi al Noului Testament. Dar el transmite un adevăr același, veșnic, despre un Dumnezeu care rămâne același. Și marele adevăr al relației dintre noi și Dumnezeu este că binecuvântarea adevărată vine din relația pe care o avem cu Dumnezeu. Binecuvântarea vine din relație. Nu, binecuvântarea nu vine ca urmare a faptelor noastre. Binecuvântarea nu vine ca urmare a lucrurilor pe care noi le construim, ci binecuvântarea vine din relația pe care o avem cu Dumnezeu. Dacă vreți spus altfel, binecuvântarea este aerul care îl înconjoară pe Dumnezeu. Mai plastic. Cu cât ești mai aproape de El, cu cât trăiești mai mult în anturajul Lui, în preajma Lui, cu atât binecuvântarea te înconjoară mai tare. Binecuvântarea vine din relație, binecuvântarea nu este un efect, ea nu este un tonomat. Noi nu vă chemăm la o religie asemănătoare cu religia grecilor. Știți cum erau grecii? Politeiști, aveau mulți zei
și trebuiau să îi îmbuneze pe toți. Mai dă și tu ceva zeului, ca să facă și zeul ceva bun pentru tine. Ceva. Mai fă o ofrandă, mai dă-i o ofrandă, ca să se poarte zeul bine cu tine. Noi nu credem lucrul ăsta. Ați auzit probabil și dumneavoastră, cred că am mai zis-o la dumneavoastră, expresia asta românească. Fă un pas către Dumnezeu și va face Dumnezeu 10 către tine. Nu e adevărată. Cel care face primul pas este întotdeauna Dumnezeu, dar al doilea, Dumnezeu. Al omielea, același Dumnezeu care te înconjoară pe dinainte și pe dinapoi și își pune mâna peste tine, Dumnezeu. Binecuvântarea adevărată vine din relație, din relația pe care o ai cu Dumnezeu. Și asta este greutatea pe care o purtăm câteodată, pentru că nu vrem să înțelegem că binecuvântarea vine din relație, vrem să dăm ceva pentru a obține binecuvântarea, pentru a avea ceva, o pâine mai albă pentru copiii noștri, o rezolvare a necazului nostru, o vindecare pentru boala noastră, să dăm ceva. Nu trebuie să-i dai nimic lui Dumnezeu, în afară de toată inima ta. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Inima. Inima. Binecuvântarea vine din relație. Ați văzut atâția tineri care au cântat astăzi. Noastră credeți că i-au cântat ca să obțină ceva de la Dumnezeu? Vedeți, biserica este plină. Noastră credeți că oamenii care au venit în această seară la biserică au venit ca să obțină ceva, să-L impresioneze pe Dumnezeu prin faptul că au venit la biserică și astfel să obțină ceva de la Dumnezeu? Nu. Noi cântăm, slujim și venim aici pentru că îl iubim pe El. Îl iubim pe El. Și ne simțim oameni binecuvântați pentru că binecuvântarea vine din relația pe care o avem cu Dumnezeu. Nu este o relație de schimb, tu îi dai ceva să obții ceva de la Dumnezeu, ci este o relație vie, bazată pe iubire, o relație bazată pe atașament. Noi îl iubim pe El pentru că El ne-a iubit întâi, preamărit să fie numele Lui. Și am aflat până acum despre binecuvântare. Unu, că binecuvântarea vine și după eșec. Și după ce am greșit și după ce am fost risipiți, putem avea încă șansa la binecuvântare. Și pentru aceia care au trăit șansa aceasta, iată adevărul vieții noastre. Pentru El zicem din toată inima, slăvit să fie Domnul. Amen. Al doilea lucru pe care l-am aflat este că binecuvântarea vine din relație. Că nu trebuie să te scotocești prin buzunare, nu trebuie să faci nimic ca să-L impresioneze pe Dumnezeu, trebuie doar să trăiești cu El. Trebuie să-L iubești pe El. Binecuvântarea vine din relație. Și trei, spun asta repede și ajungem la întrebarea ce face Dumnezeu, ce aude Dumnezeu când zicem Dumnezeu să te binecuvinteze. Binecuvântarea, deși noi traducem repede, care ar însemna Domnul să te vorbească de bine, este mult mai mare de atât. Uitându-ne în textul acesta, remarcăm că Dumnezeu este dispus să facă mult mai mult decât a vorbi de bine. Deși El, Cel care vorbește de bine, El cheamă lucrurile care nu sunt și ele se prezintă. Deși El, așa cum spunea Amalia, a făcut totul din nimic, El, de asemenea, este dispus să continue să lucreze. Binecuvântarea e mai măreață, e mai bogată, e mai boierească, dumnezeiască. Este așa cum este Dumnezeu, bogată și frumoasă, preamărit să fie numele Lui. Deci ce face Dumnezeu atunci când binecuvântă un om? Care sunt acțiunile? Ce aude El când noi ne rugăm, Doamne, binecuvântă pe cutare? Trei lucruri în ordinea asta. Noi le vom vrea în altă ordine, dar în ordinea asta vin. Unu, atunci când Dumnezeu binecuvântă un om, unu, Dumnezeu strânge și răscumpără. Doi, Dumnezeu cucerește inima. Și trei, Dumnezeu umple de bunătăți. Iată ce face Dumnezeu. Dumnezeu strânge și răscumpără, Dumnezeu cucerește inima, și apoi Dumnezeu umple de bunătăți. Noi le-am vrea invers, nu-i așa? Doamne, aia, partea aia cu umplut de bunătăți, aia e faină. Putem să începem cu aia? Cât privește inima, ar fi bine să mă ajuți. Iar despre răscumpărat, Doamne, e treaba ta. Dar adevărul este că potrivit textului acestuia, potrivit întregii scripturi, în primul rând Dumnezeu strânge și răscumpără. Apoi Dumnezeu cucerește inima și abia apoi Dumnezeu umple de
bunătăți. Ce înseamnă că strânge și răscumpără? Spuneam că în subtextul ăstuia, textului ăstuia, există două idei principale pe care le înțelegem ușor. Prima idee este că toți oamenii eșuează. Spune Moise aici că dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul Dumnezeul tău. Ăsta e primul adevăr. Noi toți eșuăm. Dar mai există un adevăr. Iarăși important, pe care trebuie să-l reținem. Că din eșec nu ne putem întoarce singuri. Nu. Oricât am vrea, oricât ne-am strădui, oricât de multă energie am depune, oricât de mare ar fi voința noastră, din eșec nu ne putem întoarce singuri. Zice Moise aici și zice toată Scriptura, avem nevoie de un răscumpărător, avem nevoie de cineva care să vină după noi, avem nevoie de cineva care să plece în căutarea noastră, chiar și dacă am fi, așa cum superb, zice textul acesta, risipiți la cealaltă margine a cerului. Chiar dacă ești acolo și ți-aduce aminte și îți pare rău că ai ajuns la cealaltă margine a cerului, nu poți veni singur. Nu te poți întoarce singur. Și iată un adevăr pe care noi îl știm. De câte ori n-am încercat să ne schimbăm, să ne transformăm? Am încercat cu un lucru mărunt al vieții noastre. Ne-a ținut 2 săptămâni. Ne-a părut rău după aia. La fiecare început de an mai ne punem pe listă câte un lucru pe care să-l schimbăm la noi. Ne străduim. Suntem, iată, la începutul martie. Cum stați? Vă iese? Adevărul este că schimbarea este atât de dificilă pentru fiecare dintre noi. Nu putem singuri. Trebuie să vină cineva după noi. Trebuie să ne ia cineva de acolo din risipirea noastră, de acolo din nenorocirea noastră, de acolo de unde viața noastră a fost făcută țăndăr, de acolo de unde vasul nostru a fost făcut bucăți, de acolo trebuie să vină cineva să ne ia, să ne culeagă. Și ce frumos spune textul acesta, versetul 4, chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău și acolo se va duce să te caute. Și acolo se va duce să te caute. Te întreb în seara asta, cât de departe ești? Cât de departe este sufletul tău? Așa că ți se pare aproape imposibil drumul până la casă? Aș vrea să-ți vin în seara asta cu această veste superbă a Evangheliei. Vine Dumnezeu după tine. Vine Dumnezeu după tine. Știi de ce ești în biserică în seara asta? Crezi că e întâmplarea? Crezi că este doar glasul colegului tău care nu ți-a dat pace? Ești în biserică în seara asta pentru că a venit Dumnezeu după tine. În pustiul vieții tale. Ți-a luat multă vreme, spunea Augustin, târziu te-am descoperit iubire. Și tot Augustin în confesiunile sale spune, am crezut că eu te căutam pe tine când am aflat că de fapt tu mă căutai pe mine. Am crezut că eu te-am găsit pe tine când de fapt tu m-ai găsit pe mine. Glorificat să fie Dumnezeu. Nu știu în ce pustiu te afli. Nu știu care este durerea, care este necazul sau care este circumstanța vieții tale care te face să te simți într-un pustiu. Dar vreau să-ți spun în seara asta că vine Dumnezeu după tine. Că vine Dumnezeu să rupă lanțurile. Că vine Dumnezeu să te ia în brațe. Că vine Dumnezeu cu funile dragostei sale. Că te va lua El și te va trece peste prăpastiile vieții tale. Da, avem nevoie de un răscumpărător. Nu ne putem întoarce singuri. Poți să-ți schimbi hainele și tot să nu te întorci. Poți să schimbi unele dintre obiceiuri și tot să nu te întorci. Noi toți am avut și avem nevoie de un răscumpărător. Nu ne putem răscumpăra viața singuri. Nu putem să ne întoarcem singuri. Oricât de mult am vrea, oricât de mult ne-am strădui, oricât de mult am plânge, oricât de mult efort am depune, nu putem să ne întoarcem singuri. Dacă am fi putut să o rezolvăm noi, dacă ți-ai fi putut rezolva tu viața ta, n-ar mai fi întins Hristos mâinile la Golgota. Nu s-ar mai fi lăsat Hristos răstignit pentru ca păcatele lumii întregi să fie răscumpărate. Dar adevărul este că niciunul dintre noi n-a putut plăti prețul întreg pentru vinovăția sa. Niciunul dintre noi n-a putut plăti prețul întreg pentru păcatele sale. Păcatele noastre strigau dreptatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este și astăzi drept și sfânt e cel prea înalt. Nu primește cel prea înalt la El pe nimeni care este întinat. Nu primește cel prea înalt la El pe nimeni care este afectat de păcat. Nu.
Avem nevoie de un răscumpărător, de cineva care să ia asupra lui vinovăția noastră, de cineva care să ne poarte pe umerii săi, de cineva care să ne ducă în brațe, de cineva care să coboare în groapa mocirilei noastre, în fundul adâncului și de acolo să ne izbăvească. Avem nevoie de un răscumpărător. În seara asta eu n-am venit înaintea dumneavoastră să vă prezint o religie a faptelor. Fă asta și fă cealaltă și vei ajunge la binecuvântare. Și vreau să vă spun în primul rând că aveți nevoie de un răscumpărător, de Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu, care poate ierta orice păcat, care poate rupe orice lanț, care poate repara orice viață. Avem nevoie de Hristos. Te mai poți strădui încă 5 ani de aici încolo. Fără Hristos nu vei ajunge la cel preanalt. Ușa celui preanalt fără Hristos va fi pururea închisă. Cel care deschide ușa, cel care frânge marama dată la o, de perdeaua la o parte, cel care deschide calea pentru noi, e Hristos Domnul cu sângele Său, preamărit să fie numele Lui. Da, te chem la El, nu te chem la o religie, nu te chem la fapte, nu te chem la mari și mari sacrificii. Poți să mergi în genunchi de aici până la Ierusalim și să te și întorci acasă. Poți să-ți dai toată averea săracilor. Poți să-ți bați trupul cu nuiele în fiecare seară pentru toate păcatele tale. Și niciuna dintre ele nu te va duce la Dumnezeu. Cel care te duce la Dumnezeu este Hristos, Domnul, preamărit să fie numele Lui. Noi toți avem nevoie de un răscumpărător, de Domnul care să ne ia în brațe și în îmbrățișarea Lui să aflăm iertare pentru păcatele noastre și în îmbrățișarea Lui să aflăm vindecare pentru trupul nostru. Avem nevoie de Hristos Domnul. De aceea rugăciunea în seara asta nu trebuie să fie: Doamne, ajută-mă să scap de asta sau de cealaltă, ci: Doamne, am nevoie disperată de Tine. Am nevoie disperată să mă întâlnesc cu Tine. Am nevoie disperată să intervii în viața mea. Am nevoie de Tine și de nimic mai puțin decât de Tine, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Noi toți avem nevoie de un răscumpărător. Dacă ne-am fi putut răscumpăra singuri, am fi făcut-o, dar ascultați cântarea din cer. Apocalipsa 5 cu 9 și cântau o cântare nouă și ziceau: Vrednic ești Tu să iei cartea și să rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău oameni de orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Nu, El este răscumpărătorul. El este fântâna cu ape vii. El este marele mântuitor, binefăcătorul nostru. De El avem nevoie. Nu vă chem să vă cârpiți viața. Nu vă chem să schimbați un sistem cu un alt sistem. Nu vă chem să pozați bine. Vă chem să vă întâlniți cu El. Numai El poate împlini sufletul nostru. Numai El poate repara viața noastră. Dacă ți-ai făcut-o țândări, există un singur clei pentru vasul tău: harul lui Dumnezeu, favoarea nemeritată a lui Dumnezeu. Tu ai nevoie de Hristos și doar de El. Spune Apostolul Petru, 1 Petru 1 cu 18, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără gusur și fără prihană. Binecuvântarea lui Dumnezeu începe la cruce. Binecuvântarea lui Dumnezeu începe când realizezi că tu nu mai ai nicio soluție pentru viața ta, că nu reușești să o repari, că ai încercat ani de zile și nu ți-a ieșit, că nu mai ai o soluție pentru familia ta, că nu reușești să repari. Și această nu reușesc, această smerenie, această analiză serioasă a vieții trebuie să te ducă înaintea celui care singurul poate să repare viața ta. Trebuie să te ducă la cruce. Acolo afli că pentru ca tu să intri înaintea lui Dumnezeu, să primești favoarea celui preanalt, a trebuit să moară mielul fără cusur și fără pată, Iisus Hristos. Iată cât de mult te-a prețuit. Iată cât de mult te-a iubit. Iată de ce poate să vină Dumnezeu după tine. Pentru că a murit Hristos în locul tău. Pentru că a plătit Hristos vinovăția ta. De aceea poate Dumnezeu să vină
după tine. Asta este primul lucru pe care îl face Dumnezeu. Când îmi îmbrățișez copiii, am doi băieți aproape mari, când îmi îmbrățișez copiii și le zic, auzi, Iosif dragă, Dumnezeu să te binecuvinteze, în inima mea este acel glas care bate, strigă către Dumnezeu, te rog, mântuiește-mi copiii. Când mă rog pentru colegul meu, pentru prietenul meu, pentru rudele mele, Doamne, binecuvintează-i, mă rog în primul rând, Doamne, mântuiește-i, Doamne, răscumpără-i din acest veac rău, cumpără-i, Doamne, pentru Tine, să rămână ai Tăi pentru toată, totdeauna. Și de aceea zic în seara asta, din toată inima, Domnul să vă binecuvinteze, să vă strângă și să vă răscumpere bunul Dumnezeu și toată biserica să zică, amin. Ce mai face Dumnezeu? Când zic Domnul să te binecuvinteze, unu, strânge și răscumpără, doi, cucerește inima. Inima. Iată marea noastră problemă. Inima noastră. Inima. Problema, marea problemă, inima problemei din viața noastră este problema inimii. Nimic nu se schimbă până nu se schimbă inima. Nimic. Te poți bate cu dependența aceea cât vrei tu. Dacă nu vei începe să iubești ceva mai mult decât lucrul care îți dă dependență, nu vei ieși de acolo. Dependența este o problemă de iubire. Este o problemă de inimă. Inima este marea noastră problemă. Inima ne spune ce iubim, ce prețuim. Inima este, de fapt, marea bătălie. Nu doar sentimentele. Când zic inimă, nu zic doar sentimente, ci centrul ființei noastre. Inima. Cum ne trădează inima, nimic nu ne trădează în viața asta. Inima. Ce iubește inima, mintea, găsește rezonabil. Emoțiile găsesc plăcut și întotdeauna găsim resurse să facem. Ce iubește inima? Inima afectează tot. Emoțiile, voința, tot. Inima trebuie să se schimbe. Dar cum să se schimbe inima mea? Îmi doresc după mintea mea, după gândurile mele, să fac voia lui Dumnezeu. Și mă trezesc la un moment dat că în loc să fac voia lui Dumnezeu, a început să bată inima. Bum, bum, bum. Și când a început să bată inima, mă las târât cu tot ceea ce sunt. Inima mea, inima noastră trebuie tăiată împrejur. Inima noastră trebuie schimbată. Nimic, o spun încă o dată, cât mai apăsat, nimic nu se schimbă până nu se schimbă inima. Inima trebuie schimbată. Vă aduceți aminte de Solomon? Marea lui problemă, problema omului acestuia înțelept, cel mai înțelept dintre oameni. Marea lui problemă a fost tot inima. Inima. Începe să fie împărat, începe inclusiv în zona de adolescență, de tânăr, de copil, să fie strigat prin casă de către tutorele lui legal, de către Nathan, e Didia, iubitul Domnului. Și sfârșește viața, tot într-un soi de iubire, dar iubire care l-a nenorocit, l-a sfârmat. Zice Biblia că Solomon, târât de iubire, inima, marea lui problemă, inima, marea noastră problemă, inima. Inima trebuie să se schimbe. Ne uităm în atâtea părți, teologie, obiceiuri, practică, păcate, rădăcina este în inimă. Și inima trebuie să se schimbe. Matei 5:19 spunea Domnul Hristos că-și din inimă ies gândurile lere, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele, din inimă. Inima trebuie să se schimbe. Și aici avem nevoie disperată de Dumnezeu. Pentru că noi nu putem schimba inima noastră. Inima noastră trebuie cucerită de către El. Spunea Domnul aici, atât de frumos, versetul 6. Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminției tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Ca să ajungi aici,
să iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima. Și cu tot sufletul, inima trebuie tăiată împrejur. Inima trebuie schimbată, inima trebuie transformată, inima trebuie să primească din partea lui Dumnezeu un tratament special pe care Scriptura îl numește tăierea împrejur. Fără această tăiere împrejur, inima nu poate fi cucerită, ea trebuie cucerită pentru Dumnezeu. O, câți oameni n-au auzit glasul lui Dumnezeu, nu s-au simțit purtați de Dumnezeu către biserică, dar au rămas acolo întrebărci. Pentru că inima lor a fost cucerită. Pentru că inima lor n-a fost tăiată împrejur. Și haideți să vedem. Face Dumnezeu oare tăierea împrejur a inimii noastre? Cum face Dumnezeu astfel de operație pe inimă? Cum face Dumnezeu un astfel de lucru important pentru inima noastră? Care este instrumentarul pe care Dumnezeu îl folosește? Și uitați-vă în text. Primul lucru pe care Dumnezeu îl folosește pentru a-ți cuceri inima este că îți spune adevărul. Îți spune adevărul. L-a spus și lor adevărul despre păcat și despre consecințe. Consecințele pe care păcatul le are, adevărul despre ce șansă au. Nicio șansă fără Dumnezeu. Adevărul despre cât de frumoasă este viața trăită cu Dumnezeu. Trebuie să știi adevărul. Și aici diavolul caută să ne țină în minciună. Aici se duce marea bătălie a sufletelor noastre. Inima trebuie să ajungă la adevăr. Inima trebuie să vadă cât de mult este iubită, prețuită de Dumnezeu. Inima trebuie să vadă cât de mari sunt efectele păcatului asupra vieții. Inima trebuie să vadă asta. Dacă n-ai ajuns în circumstanța în care să strigi așa cum striga apostolul Pavel, o, nenorocitul de mine, poate că încă n-ai văzut cât de năpraznică poate fi inima ta. Inima trebuie să cunoască adevărul. Și adevărul acesta te va purta până la cruce. Din cauza inimii mele a murit Hristos. Din cauza păcatelor mele, a vinovăției mele, a murit Hristos. Iată ce era nevoie ca inima mea să se schimbe. Jertfa supremă. Îți face Dumnezeu operație pe inimă spunându-ți adevărul. Spune Domnul Hristos, când va veni Duhul Sfânt, El vă va călăuzi în tot adevărul. Așa de mult vorbim noi despre lucrarea Duhului Sfânt și așa de repede ocolim această experiență, această lucrare majoră a Duhului Dumnezeu în viața noastră. Duhul lui Dumnezeu te ia de mână și te duce în toate cămăruțele vieții tale, aprinzând lumină. Și noi ne purtăm ca niște copii care au făcut dezordine în cameră. Am vrea orice, numai lumina aprinsă nu. Să nu se vadă dezordine. Și încetul cu încetul Dumnezeu te poartă către adâncurile ființei tale, arătându-ți adevărul. Și cobori tot mai mult. Și cu fiecare coborâre în tine, în interiorul tău, strigi, Doamne, am nevoie de Tine. Numai Tu mă poți schimba, numai Tu mă poți transforma. Dumnezeu te poartă în tot adevărul. Iată cum se schimbă inima. Sunt creștini care nu-i permit Duhului lui Dumnezeu să facă asta și inima lor rămâne opacă, inima lor rămâne închisă, inima lor rămâne netransformată de Dumnezeu, necucerită în totalitate de Dumnezeu, păstrează camere închise doar pentru ei. Vin înaintea dumneavoastră, indiferent ce fel de creștini sunteți, indiferent care este eticheta pe care o purtați, să vă rog în această seară să lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Ce înseamnă asta? Să vă ia de mână și să vă ducă în străfundurile ființei dumneavoastră, să vă arate toate cotloanele inimii unde e nevoie de curățenia Lui, să dea la o parte Dumnezeu bârfa, să dea la o parte Dumnezeu vorbirea de rău, să dea la o parte Dumnezeu judecata, să dea la o parte Dumnezeu reavoința și să aducă Dumnezeu lumina sa. Înaintea feței sale sunt bucurii nespuse, inima noastră va cunoaște cu adevărat odihna atunci când este curățită de Duhul lui Dumnezeu. Doamne, curățește-ne inima! Inima este cucerită de Dumnezeu prin adevăr. Și mai este ceva aici. Uitați-vă iarăși în text. Inima este cucerită de Dumnezeu prin bunătate. Bun este Domnul. Vreau să vă întreb în această seară. Este cineva aici care s-a așezat la masa bunătății lui Dumnezeu?
în anul 2024? Ați simțit că bun este Domnul cu dumneavoastră? Haideți să facem un experiment. Uitați-vă la ultimii 5 ani din viața dumneavoastră. Cum au fost? Un creștin care trăiește cu acest Dumnezeu, când se uită, face o analiză sumară a ultimilor 5 ani din viața lui, va exclama de fiecare dată așa: bun a fost Domnul. Amin. Este adevărat? Amin. Doar câțiva din biserică au trăit asta. A fost bun Domnul cu fiecare dintre noi? Amin. Măreț este Dumnezeu. Și mare-i bunătatea Lui. Bun a fost Domnul cu fiecare dintre noi. Ne-a așezat Dumnezeu, indiferent de context, că a fost pandemie, că e război, că se întâmplă orice, dacă s-a dat pământul peste cap, tot ne va așeza Dumnezeu, așa cum zicea Amalia, în fiecare dimineață, la masa bunătăților sale. De ce? Pentru că bun este Dumnezeu. Dar de ce a făcut Dumnezeu asta? În ultimii 5, în ultimii 10, chiar azi dimineață analizam ultimii 20 de ani din viața mea. Am 20, curând 21 de ani, de când m-am mutat în Arad. Și ce pot să spun? Din toată inima. Că bunătatea lui Dumnezeu a întrecut orice plan, orice vis, orice gând. Că a fost mai mare, mai profundă, mai frumoasă și mai bogată decât m-aș fi gândit eu vreodată. Bun este Domnul. Măreață și frumoasă este bunătatea Lui. Dar de ce a făcut Domnul asta cu mine în ultimii 20 de ani? De ce a făcut-o cu dumneavoastră în ultimii 10, 15 ani? Ce urmărește Dumnezeu? Știți ce urmărește? Să te cucerească. Dumnezeu e pornit în cucerirea ta. Te înconjoară pe dinainte și pe dinapoi. Te trage cu funile dragostei sale. De ce? Ca mâine, sau poate chiar în seara asta, să poți exclama împreună cu psalmistul: iubesc pe Domnul. Este cineva aici care poate să zică din toată inima: iubesc pe Domnul? Amin. Chiar dacă mâine nu mai îmi dă nimic, iubesc pe Domnul? Amin. Chiar dacă mâine nu mai primesc nimic de la El, iubesc pe Domnul? Amin. Chiar dacă mâine vin toate necazurile și talazurile lui Dumnezeu trec peste mine, iubesc pe Domnul? Amin. Cei care pot să zică asta, am o veste pentru dumneavoastră. V-a făcut Dumnezeu operație pe inimă. V-a tăiat Dumnezeu împrejur inima. Cei care pot spune asta, indiferent de circumstanța și etapa din viață în care se află, iubesc pe Domnul, au inima cucerită de Dumnezeu. Au inima întru totul predată Lui. Au inima amprentată de Cel Preaînalt. Marele iubitor de oameni s-a oprit în dreptul lor, a lucrat la inima lor și iată ce a ieșit, o inimă predată. O inimă care poate să zică așa cum zicea aici Domnul că își dorește: vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Preamărit să fie Dumnezeu. Iată cum face Dumnezeu operație pe inimă. Îți spune adevărul. Te cheamă la cea mai sprâncenată, complicată, dureroasă câteodată, dar superbă altădată, călătoria vieții tale, călătoria către tine însuți. Te duce Dumnezeu în oglindă din moment în moment și îți arată: hai să mai schimbăm și asta, și asta, și asta, până când vei semăna cu Fiul Său. Îți face Dumnezeu operație pe inimă prin adevăr. Primiți adevărul lui Dumnezeu. Nu vă supărați pe oamenii care vă spun adevărul. Lăsați să se audă adevărul lui Dumnezeu. Prin el lucrează Duhul lui Dumnezeu în noi schimbare. Și apoi ne așează în mod constant, ca pe un copil întors acasă de la joacă sau de la munca câmpului, așează la masă și spune: stai aici, fiul meu, stai aici, fiica mea, mănâncă, întremează-te, te-ai întors acasă prin bunătate. Bun este Domnul, mărit să fie numele Lui. Deci, cum transformă Dumnezeu, ce face Dumnezeu atunci când noi ne rugăm: Doamne, binecuvântă pe cutare? Dumnezeu, în primul rând, se apropie și răscumpără. Strânge din risipire și răscumpără. Apoi Dumnezeu cucerește inima și într-un final, sau în timp ce face astea, Dumnezeu mai face ceva. Umple de bunătăți. Orice vânturi teologice puternice bat aici. Unii zic așa: dacă ești pocăit,
trebuie să ai S-class și ultima vilă. Hazli, bogăția este o povară pe care Dumnezeu o dă doar unora. Mai zic încă o dată, poate mă vor auzi toți. Bogăția este o povară pe care Dumnezeu o dă doar unora. Mă despart de acest curent care zice că dacă ești pocăit trebuie să fii bogat. Doar hazliu și atât. Alții zic, din contră, cum e frate viața? Oh. Și-și pleacă ușor capul, ca un pipirig. Grea, frate. Grea. Să știți că mă despart și de acesta, nu-l găsesc biblic. Biblia mea zice că în ziua postului tău să-ți dai cu parfum, să-ți ungi capul cu un de lemn, să arăți bine și să zâmbești. Pentru că bun este Domnul. Bun este Domnul. Biblia zice că Hristos a venit ca oile lui să aibă și să o târască. Pară rău. Să o aibă din belșug. Să o aibă din belșug. De ce? Pentru că bun este Domnul. Domnul știe să umple de bunătăți. Domnul știe să umple de bunătăți. Pe fiecare dintre noi. Și noi, într-o societate materialistă, trăind, când ne gândim la bunătăți, ne gândim la ce putem număra, ne gândim la ce putem prinde în mâini, dar e mult mai mult și mult mai profund de atât. Iată bunătate. Întoi de noapte, când nu te știe și nu te vede nimeni, când necazul a bătut la ușa ta, să te primească cel prea înalt. Este bunătate. E umplere de bunătăți. Iată bunătate. Să-ți ții copiii în brațe și să ceri viață peste ei și Dumnezeu să dea viață. Iată umplere de bunătăți. Să treci prin toate etapele vieții. Unii, dacă ar fi trecut prin necazurile prin care ați trecut unii dintre dumneavoastră, s-ar fi pierdut cu mintea. Ar fi ajuns la anumite spitale, în cămașă de forță. Dar dumneata ești aici și poți ridica mâinile lăudându-L pe Dumnezeu. Iată umplere de bunătăți. Pentru că bun este Domnul. Bun este Domnul. Domnul știe să umple de bunătăți. Nu te va ocoli niciun bine pe care Dumnezeu să nu ți-l facă. În El este bine suprem. El știe care este binele de care ai nevoie. Și Domnul nu-l va reține pentru tine. Cel care este bogat în îndurare știe să-și înnoiască bunătățile în fiecare dimineață. Știe să te binecuvânte și pe tine. O, adeseori cererile noastre înaintea lui Dumnezeu nici pe departe ne ating binele pe care Dumnezeu îl coboară pe fiecare dintre noi, în dreptul fiecăruia dintre noi. Bun este Dumnezeu. Spuneam adineauri de cei pe care îi vezi la ușa bisericii cu viața țândări, peste 5 ani îi întâlnești, i-a înflorit bunătatea lui Dumnezeu, i-a umplut Dumnezeu de bunătăți, le-a dat Domnul familie, le-a dat Domnul speranță, le-a dat Domnul scânteie în ochi, le-a dat Domnul motiv de a trăi, le-a dat Domnul bucurie de a trăi. Bun este Dumnezeu, că știe să umple de bunătăți. Când mă rog, când îți spun, Domnul să te binecuvinteze, mă gândesc la tot binele pe care ți-l pot face Dumnezeu. Este dincolo de mintea mea, este dincolo de mintea ta, dar știu că El ți-l poate face. Când mă gândesc și zic, Domnul să te binecuvinteze, mă gândesc la toată viața pe care o poți trăi înaintea acestui Dumnezeu care știe să facă binele cu adevărat. Nu te va lipsi Dumnezeu de niciun bine, măreț este Dumnezeu. Deci, ce aud de Dumnezeu când eu zic, Doamne, pentru frații mei din Orăștie, mă rog, binecuvântă-i, Doamne. Amin. Și Dumnezeu aude așa, să-i strâng și să-i răscumpăr. Să-i strâng pe ei, soțiile lor, soților, copiilor, colegilor, prietenilor, familia lor și să-i răscumpăr. Amin. Și noi toți zicem, Doamne, fă asta. Amin. Domnul mai aude să recuceresc inima pentru mine. Și pleacă Dumnezeu într-o călătorie lungă de a-ți cuceri inima pentru El, de a te determina să-L iubești. Uitați-vă cum se încheie textul ăsta, cât de superb se încheie. Întotdeauna am zis de acest Dumnezeu, merită să te îndrăgostești. Că Domnul răspunde, iată, îți pun înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Iau martor, cerul și pământul, că am făcut asta. Dar știți ce îmi place la Dumnezeul acesta? Că nu-și pune mâinile așa și zice, acum alege. Nu, nu e așa, alege. Și zice, alege viața ca să trăiești.
aproape că te roagă, te înconjoară, alege viața. Iubiți Dumnezeul care vă dorește binele, Dumnezeul care vă înconjoară, alegeți viața. Dumnezeu cucerește inima și umple de bunătăți. Nu, nu-ți promit în seara asta că dacă te pocăiești devii un om bogat, în sensul lumii. Nu-ți promit că dacă te pocăiești vei avea nu știu ce lucruri, vei primi nu știu ce lucruri, dar îți promit că dacă te pocăiești vei umbla cu cel prea înalt, iar cel prea înalt te va ascunde la umbra aripilor sale. În momente de tristețe, când va bate furtuna, vei avea ușa Tatălui deschisă tot timpul. Iată binele pe care ți-l poate face Dumnezeu. Și îți pot promite că dacă te dai lui Dumnezeu, umbli cu Dumnezeu, într-o zi, cel prea înalt te va lua la el acasă pentru totdeauna. Doamne, binecuvântă-ne! Îți vreau acum să stăm înaintea lui Dumnezeu. Eu am zis în dreptul fiecăruia, asta a zis în dreptul meu, Dumnezeu sunt de binecuvânte, dar cred că este momentul, este potrivit să-i spune și lui Dumnezeu, Doamne, vreau să fiu binecuvântat. Iată că stau înaintea Ta, mi-ai pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, vreau să aleg viața. Dar am nevoie de Tine să pot face asta. Tu ești răscumpărătorul meu, te rog, răscumpără-mă, Doamne. Te rog, curățește-mă în sângele Tău, vin la crucea Ta, las, Doamne, toate jos și te rog, primește-mă așa cum sunt. Vin, Doamne, cu toate, cu hainele jerpelite, cu vasul distrus, primește-mă cum sunt. Am încercat ani de zile să vin altfel. Ani. N-am putut. Am nevoie de Tine. Eu vin cum sunt. Vin cum sunt. Așa cu inima mea, cu viața mea. Te rog, răscumpără-mă Tu. Te rog, pune Tu cioburile la oaltă. Te rog, repară-mă Tu, că eu nu mai mă pot repara. Am nevoie disperată de Tine. Vino așa cum ești, încet, dar sigur, vino. Tu nu vezi că Dumnezeu a venit după tine? Tu nu simți că în pustiul tău deja bate vântul binecuvântării? De câte ori te întreb înaintea lui Dumnezeu în seara asta, de câte ori a bătut mâna lui Dumnezeu la ușa ta? Cât mai lași? Cât mai aștepți? Ce mai aștepți? Singur nu te poți întoarce. Lasă-te în brațul lui Dumnezeu să te ducă Dumnezeu la crucea Sa, să-ți mântuie El viața. Ai nevoie de El să-ți cucerească inima. În bătălia dintre inima ta și tu va câștiga inima ta dacă nu intervine Dumnezeu. Trebuie să-ți cucerească Dumnezeu inima. Lasă-ți inima cucerită și apoi vei afla și ce bine și plăcut este să trăiești cu Dumnezeu. Așa că în minutele următoare vom sta fiecare dintre noi înaintea lui Dumnezeu. Obișnuiesc să spun, nu trebuie să facem teologie în rugăciunea noastră. Nu învățăm noi teologie pe Dumnezeu. Trebuie doar în cuvinte simple să spunem ce în adâncul inimii noastre. Ăsta sunt, am nevoie disperată de Tine. Și apoi, când rugăciunea noastră se încheie, când seara asta se încheie, dacă decizia ta este o decizie serioasă, stai de vorbă cu păstorul bisericii. Începi drumul ăsta. Poate fi complicat câteodată, dar e drumul, singurul drum care duce către împărăția lui Dumnezeu. Poate fi complicat pentru că s-ar putea să bată vânturi mari, s-ar putea să întâlnești multe opoziții din partea diavolului, din partea lumii, dar este singurul drum care te duce în împărăția lui Dumnezeu. Vino și stai cu păstorul bisericii de vorbă pentru a începe drumul spre casă. Și acum ne ridicăm în picioare. Și fiecare dintre noi stă înaintea lui Dumnezeu și spune, acolo unde este, vin așa cum sunt, putere n-am, Tu-mi fii sprijin. Fiecare se roagă și fiecare rugăciunea lui Dumnezeu, rugăciunea aceasta să ajungă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânte. Să ne rugăm.